Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În sfârșit mi-am cumpărat prima mea stație de lipit cu aer cald. Nu am deschis dinainte coletul, deoarece am vrut să îl despachetez în clipul acesta de prezentare. Haideți să îl desfacem. Partea de sus. Cablul de alimentare la rețea. O micuță prezentare a stației. Ce micuță e? Cam așa arăt. Adevărul că nu știu la ce să mă aștept, fiind prima mea stație de lipit cu aer cald. Le favor, mă rog, în fine. Pe AliExpress unde a cumpărat, aici nu scria nimic. Dar nu contează, nu îi înseamnă. În principiu, stațiile astea se numesc 858D, din câte știu. În spate avem zona pentru siguranță fuzibilă. Hai să desfac să văd de cât e, doar din curiozitate. Serios? 10 amperi? Prea mult, enorm de mult. O să schimb eu mai târziu să văd cu cât. Este extrem de ușoară, sincer. Capetele. Chestia asta se poate pune ori în partea asta, ori rotit și pus în partea asta lanta. Probabil vine ceva gen. Ce avem în față? Butonul de power, ieșirea către jucăria asta, zona de reglare a temperaturii din butoanele roșii și e afișat aici temperatura și cât de tare să sufle acel ventilator. Probabil schimbă turația ventilatorului de la 1 până la 8. Să mutăm șuruburile acestea în partea cealaltă. Mut în partea dreaptă. Gata. Cam așa stă. Cred că e invers. Cred că asta trebuie să vină așa. Da. Și înseamnă că trebuie să punem fierătanii ăsta invers. Gata, suportul fixat. Da. Din câte am observat, duzele cred că se numesc, cred că da, duze, cred eu. Sunt de 3 mărimi. Asta e mai mare. Mijlocie și mică. Văd că aici nu are prin înșurubare. Ăsta e ok, stă bine aici. E așa de ușor că trebuie să fii atent când îl pui. Hai să introducem cablul. Numai în anumit fel intră. Da, așa intră. Și să-l înșurubăm. Hai să-l aprindem. Este prima dată, da? 3, 2, 1. Ok. A, pornește. Am înțeles. Probabil are în zona aceasta un senzor read acționat de un magnet montat în suport. Ok. Este setapă 100 de grade. Da. Mamă, ce zgomot face. Aha, deci dacă ții mai mult, schimbă mai rapid temperatura. Hai să dezlipim integratul acesta. Este prima dată, deci habar n-am acum.
Aici am setat temperatura la 350 de grade Celsius, iar ventilatorul rotit la 6. Ok. Serios, e perfect. Hai să-l dezlipim și pe celălalt. Am dezlipit și... N-am topit nimic pe în spate, nu? Stai că l-am lăsat pe ăsta aici. Să-l punem la loc. Afișajul ăsta a fost pe acel voltmetru, ampermetru și wattmetru de panou. Și ăsta s-a lipit la loc. Să lipim și pe ăsta. Mărim înapoi la 350, folosesc eu. Folosim un pic de flux. Nașpa că am și afișajele alea în spate și le cam încinge pe alea. Dar e lipit oricum, e în regulă lipit. Trebuie doar să mă adaptez, să mă acomodez cu ea. Cu stația. Haideți să desfacem interiorul. Probabil o să vină unul și o să spună, păi pierzi garanția, dă un colo de garanție. Și dacă să spunem că se strică ceva prin el, cât costă transportul până în China, alte cele, crezi că ieși în avantaj? Mă îndoiesc de asta. Ce cumperi din China e mai nașpa. E departe și garanția nu cred că e doar între ghilimele. Desfăcut suportul respectiv. Facem și cablul acesta. Partea asta, partea aia. Habarna. Desfacem partea asta prima dată. Și încă un șurub. Da. Mai zic ceva? Măcar are papuci? O, pe naiba papuci. Hai să desfacem din partea cealaltă. Lăsăm așa și... facem pe în față. Deci nu are transformator, are sursă în comutație. Modelele anterioare erau cu transformatorul ăsta numai. Scoatem alimentarea de aici. Așa se desface. Desfacem masa asta de aici. O lipim la loc, e doar un singur cablu banal. E mare scofală. O să anima că n-a fost lipit complet zona asta. Îl lipesc eu un pic mai târziu. N-are nimic. Ce este acesta? Scrie pe el T1635-600G și pare să fie un triac. Fii atent ce tâmpenii. Deci ei au pus siguranță la intrare, în spate, și au mai pus încă siguranță fuzibilă aici. Aici vine tensiunea de 230V. Mai departe vine către această punte redresoare, atât de mică, da? Asta e punte redresoare. În fine, filtrarea și mai departe sursa în comutație, transformatorul respectiv. Integrat, scrie FMO pe el, 12J9HKH. Pare să fie o componentă activă necunoscută. Din păcate nu am găsit informații despre ea.
Componenta aceasta de aici scrie pe ea J122C și este un tranzistor Darlington. Pot spune că am rămas surprins să găsesc un asemenea tranzistor aici. Potențiometru liniar de 10 kΩ, cel de aici, un buzzer, e ceva cunoscut aici, OB2535CP, e în primar. Din foaia de catalog rezultă ca fiind un chip dedicat pentru sursele în comutație. Există chiar și o schemă tipică. Cred că e diodă Schottky, cea de aici, două diode Schottky sunt acolo. Și se pare că sunt de fapt diode Zener de 4,3V. Cu siguranță pentru alimentarea integratului din primar. Scrie pe el CT3041243K. E un fototriac optocuplor. Interesant. Prima dată când văd o asemenea componentă. Hai să lipim mai bine întrebătorul ăsta. Că nu-mi place cum e. Ca să fiu eu sigur. Și acum lipim înapoi împământarea. Gata, l-am asamblat la loc. Până la urmă, hai să schimbăm siguranța asta fuzibilă, că nu-mi place. Cu toate că și pe PCB-ul respectiv are o siguranță fuzibilă, trebuie să pun ceva și aici n-am de ales. O să pun una de 2,5 A, siguranță rapidă, ca așa am. Nu am pe cele lente. Normale, punem una rapidă. Hai să vă și arăt de aproape. F 2,5A, da? Asta o punem. Mă gândeam la una de 3, dar lasă 2,5. Gata. Hai să-l pornim. L-am asamblat la loc. În regulă. O stație ok, de buget, își face treaba, am și testat-o din câte ați observat. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!